Elevul ar fi luat virusul de la tatăl său, depistat pozitiv săptămâna trecută. Copilul a apucat să meargă la școală câteva zile, după care a intrat în izolare. În acest weekend și testul elevului a ieșit pozitiv la SARS-CoV-2. Direcția de Sănătate Publică a anunțat școala, iar toți colegii de clasă ai copilului au intrat în izolare. Copilul este pozitiv de sâmbătă, a ieșit pozitiv la testul SARS-CoV-2. El a fost contact direct cu tatăl, care era pozitiv de joi. Copilul se afla în izolare la domiciliul de vineri. A fost la școală de luni până joi. În perioada aceasta la școală a purtat măscuțe, toate măsurile de protecție la școala 7 s-au desfășurat conform regulilor. Motiv pentru care ne-am anunțat duminică pe directoarea școlii 7 și învățătoarea copilului. Copiii din clasă au intrat în izolare timp de 2 săptămâni. Se va igieniza și dezinfecta clasa, iar după 2 săptămâni copiii își pot relua activitatea școlară. Acesta este al doilea caz de COVID-19 înregistrat la elevi din municipiul Botoșani. Primul este cel al unui elev de la liceul sportiv. Acesta ar fi luat virusul pe cale comunitară, nu în școală. Mai este un copil pozitiv la liceul sportiv de săptămâna trecută. Clasa se află în izolare tot de atunci. Ambele cazuri, copiii s-au contaminat din comunitate. Un copilul de la școala 7 de la tatăl pozitiv, cel de la liceul sportiv din comunitate. Contaminarea n-a fost la școală. Conform dispozițiilor Direcției de Sănătate Publică, părinții vor monitoriza starea de sănătate a elevilor trimiși în izolare la domiciliu și vor anunța autoritățile dacă apar simptome specifice COVID-19. Totodată, aceștia vor fi testați la apariția simptomelor.